După mai multe zile de caniculă cu temperaturi care au depășit 33 de grade Celsius, chiar și în localitățile de pe Valea Superioară a Prahovei, au venit ploile care au făcut ravagii. Sâmbătă și duminică a plouat torențial în Sinaia, Bușteni și Azuga, cantitățile de precipitații fiind foarte mari. La Bușteni, sistemul de canalizare nu a mai făcut față puhoaielor, iar drumul național numărul 1 a fost inundat pe un sens. Torențial, momentan, una, în al doilea rând. Iată unde s-a dus, unde s-a dus mișcarea. Traficul rutier a fost îngreunat pentru câteva ore în centrul stațiunii Bușteni. Și pe munte a plouat torențial, iar zeci de turiști aflați pe trasee au făcut față cu greu condițiilor meteo. Chiar și oamenii muntelui au fost surprinși de schimbarea atât de bruscă a vremii. Eu cobor acum din Valea Morarului, acolo m-a prins furtuna, că ne veneau puhoaiele din fiecare ramură din munte, vale. Ce să spun, în 7-8 minute a crescut apa în jur de tot 60-70 de centi. Sunt pe vale turiști, dar bine ar fi să ocolească sau să se ridice spre mal, chiar dacă poteca e pe marginea apei. Că vin torenții cu atâta putere. Duminică după amiaza, ploaia s-a oprit și turiștii s-au putut bucura din nou de vreme frumoasă. Vestea bună pentru cei ajunși pe Valea Prahovei este că și pentru următoarele zile prognoza meteo se anunță favorabilă, cu temperaturi ridicate și soare.